Iar candidatul PSRM la fotoliul de primar general al Chișinăului promite să investească în proiecte sociale. Într-o conferință de presă, Adrian Albu a spus că vrea să crească natalitatea în Chișinău prin acordarea de indemnizații unice familiilor cu mulți copii. Totodată, candidatul își mai propune să susțină persoanele social vulnerabile din Chișinău prin diferite programe. Albu promite și ajutoarea câte 1000 de lei pentru cei nevoiași în perioada rece a anului. Noi vom prelungi următoarele proiecte sociale. Cum ar fi? Glucometre gratuite pentru femeile însărcinate și pensionare. Aparate auditive pentru persoanele social vulnerabile. Protezarea pensionarilor gratuită. Desigur, vom veni cu programe noi, cum ar fi 10.000 plus. Ca fiecare familie cu mulți copii să beneficieze de 10.000 lei în fiecare an din partea municipalității.